Stimați ascultători, se povestește că într-una din zile, Iisus și-a agățat fierăstrăul în cui și-a luat haina țesută dintr-o singură bucată și a ieșit pe ulița satului. Glasul la unison al familiei a fost: nu poți pleca acum, mai avem comenzi neonorate, uși, ferestre, mese, scaune, sfeșnice. Tâmplari mai găsiți în Israel, dar Mântuitorul lumii e numai unul. N-ați înțeles că pentru asta am venit? Nu știu de ce, dar de 2000 de ani nici noi nu înțelegem că Iisus Hristos a venit ca să deschidă cerul. Altfel, n-am mai alergat la sfinți, la moaște, la kilometri de lumânări, n-am mai înroșit telefoanele sunând prorocii, nu ne-am mai scufunda în gheața bobotezii după cruci. Din Nazaret, Domnul Hristos a coborât direct la Iordan. Pentru că dacă vrei să vezi cerul deschis, întâi trebuie să te cobori. Iordanul e râul morții. Adică acolo ai rupt-o cu trecutul și în trecut este păcatul, în față este sfințirea. Nu se poate deschide cerul fără sfințenie. Nu la templu, nu în sinagogi, nu în biserici se deschide obligatoriu cerul, ci acolo unde ți-ai îngropat trecutul. Hristos n-a coborât ca să-și îngroape trecutul, ci să-l desfințeze pe al nostru. Când a intrat în apa Iordanului, Ioan s-a temut să-l boteze pe Iisus, dar a strigat din toți plămânii: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Evanghelistul Luca ne spune în Evanghelia sa, în Luca, în capitolul 3, cu versetul 21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Norodul se botezase, dar fără pocăință, iar cerul, tot cu fermoarul tras, stătea. La botezul Domnului Iisus, Duhul Sfânt a luat chip de porumbel ca la potopul lui Noe. Atât porumbelul lui Noe, cât și cel de la botezul Domnului arătau mila lui Dumnezeu. Ambii porumbei aduc mărturie pentru Fiul. De aceea și noi, când ne botezăm, o facem nu doar ca să ni se ierte păcatele, ci ca să-L mărturisim pe Mântuitorul lumii. Botezul biblic este un act sfânt, unic și obligatoriu, care se administrează de către slujitorul lui Dumnezeu, unei persoane mature, care a împlinit cerințele divine, adică pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, apoi a experimentat nașterea din nou și dorește să mărturisească public schimbarea produsă și dorința de a trăi veșnic după voia lui Dumnezeu. Botezul unui necredincios nu are nicio valoare. Trebuie să crezi din toată inima mesajul sfânt al Evangheliei. Prin urmare, trebuie să existe o pocăință reală în inima persoanei înainte de botez, urmată de mărturisirea păcatelor și recunoașterea nevoii de a fi iertat de Dumnezeu prin intermediul Fiului Său. Cine crede din toată inima că Iisus Hristos este Mântuitorul Său personal, trebuie să fie botezat. Chiar dacă acest lucru nu contribuie la mântuire, botezul este un simbol exterior al unei schimbări interioare. Stimați ascultători, vă invit să descoperim ce s-a întâmplat acum 2000 de ani la râul Iordan. Biblia ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 3, cu versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. A boteza în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, înseamnă a scufunda, a cufunda. Cuvântul botezat nu a fost tradus, ci a fost adaptat în limba română. Deci, Domnul Hristos a fost cufundat în Iordan, nu doar stropit. Mai departe, evanghelistul ne spune
în Matei 3:16, prima parte. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Am putea parafraza: după ce a fost cufundat, Iisus a ieșit afară din apă. Din Evanghelia după Luca putem descoperi că la botez Iisus avea aproape 30 de ani. Luca în capitolul 3, versetele 21 până la 23. După ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Iisus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod. Observați că Domnul Iisus era matur, nu era un copil. A venit singur, a intrat singur și a ieșit din apă tot singur. A vorbit cu Ioan Botezătorul, a cerut el însuși să fie botezat, nu altcineva, naș, prieten, șef, misionar sau preoți. De ce s-a botezat Domnul Iisus? Pentru că el nu a avut păcate. Deci nu a trebuit să se pocăiască mărturisindu-și păcatele, așa cum găsim scris că trebuiau să facă toți cei care veneau la Ioan ca să fie botezați. Iată ce spune Evanghelistul Matei în Evanghelia sa, capitolul 3, cu versetele 5 și 6. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Din acest verset descoperim că cei care erau botezați mai întâi își mărturiseau păcatele și apoi erau botezați. Nu trebuie să ne scape acest lucru. Ei înșiși mărturiseau, nu alți oameni mărturiseau pentru ei. Și crezul creștin ne spune: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. De ce s-a botezat Iisus din moment ce el nu avea păcate? Chiar Domnul Iisus ne dă răspunsul în Matei capitolul 3 cu versetul 15. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Reiau întrebarea: de ce trebuie realizat botezul? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. În versetul 16 din același capitol mai găsim: de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Deci Duhul Sfânt a confirmat că așa trebuia împlinit. Iar în versetul următor avem confirmarea finală din partea Tatălui. Matei 3:17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Botezul, stimați ascultători, nu este o instituție omenească, ci dumnezeiască, la care participă Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prin urmare, nu putem privi cu ușurătate o instituție a lui Dumnezeu. Cum vei sta înaintea lui Dumnezeu când știi că ai nesocotit sau ți-ai bătut joc de botezul pe care l-a împlinit Fiul Său și urmașii adevărați ai Lui, prin faptul că poate că tu nu te-ai botezat așa cum cere El în Biblie? Poate că ai ținut mai mult la o credință primită ca moștenire de familie, sau poate că ți-a fost frică de niște rude, ți-a fost rușine de oameni să faci ceea ce spune Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, evanghelistul spune, Marcu 16:16, sunt cuvintele Mântuitorului: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Astfel că
Fiul lui Dumnezeu, îți oferă mântuirea și viața veșnică dacă tu crezi în El și primești botezul așa cum l-a făcut El, urmând exemplul Lui și ascultând în totul de El. Dacă asculți de oameni, indiferent cine au fost sau cine sunt ei, vei ajunge unde vor merge ei, împreună cu cei care au schimbat, care au stricat cuvântul lui Dumnezeu cu învățături și obiceiuri omenești. Cei care vor să ajungă la Dumnezeu în rai trebuie să calce pe urmele Fiului Său, crezând ca El și crezând în El, că El e Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul omenirii. Trebuie să se pocăiască de păcate și apoi, primind botezul, conform Bibliei, vor primi o viață nouă. Stimați ascultători, vă invit să descoperim ce sau cine te împiedică să fii botezat. Porunca Mântuitorului este foarte categorică pentru orice om, așa cum se spune în Matei capitolul 28 cu versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar în Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus ne mai spune, Marcu 16 cu versetele 15 și 16, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Porunca Mântuitorului este așa de categorică. Iar se pune întrebarea, ce sau cine ar fi în calea ta spre apa botezului? Să parcurgem un alt text din Scriptură care vorbește despre felul în care este privit și înfăptuit actul botezului. În Fapte, în capitolul 8, de la versetul 26 până la versetul 39. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogurât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Voi reaminti pe scurt câteva lucruri foarte importante despre botez. În primul rând, botezul nu este o invenție omenească, ci este de la Dumnezeu. Apoi, omul nu are voie să schimbe felul în care se face botezul. E vorba de scufundare, nu de stropire. A boteza înseamnă a scufunda. Apoi, un alt lucru, vârsta când se face botezul
E atunci când persoana are capacitatea de a înțelege mesajul de la Dumnezeu și crede în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune chiar Mântuitorul în Marcu, în capitolul 16, cu 16, prima parte, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Observați termenul crede și ordinea, mai întâi să crezi și apoi să fii botezat. În Biblie nu găsim situații în care copiii mici să fie botezați și nici nași care și-au angajamentul că acel copil va fi creștin când va fi mare. Asta va trebui să aleagă el singur, când va pricepe realitatea din jurul său. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a botezat când avea aproape 30 de ani. Cei care au făcut sau încă mai fac schimbări, fie mai de demult, fie în timpurile apropiate nouă, și cei care au urmat învățăturile lor omenești, vor da socoteală înaintea celui care a dat această poruncă, și anume Dumnezeu. Un al patrulea lucru foarte important, botezul este porunca lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Cei care au făcut armata știu că ordinul șefului este lege pentru subordonat, știu că ordinul se execută, nu se discută, și că ordinul se execută întocmai și la timp. Ordinul unui om are așa mare putere, iar a nu te conforma are urmări. Adică vei fi pedepsit pe timp de război, se poate merge până la pedeapsa capitală. Când însă este vorba de porunca sau de ordinul lui Dumnezeu, oamenii își permit să nu le execute sau să facă așa cum și când vor ei. Din nefericire pentru ei, își vor primi pedeapsa. Apoi, un alt aspect foarte important, botezul este mărturia unui cuget curat al persoanei care s-a întors la Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Petru în 1 Petru 3,21, partea finală, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Un alt adevăr foarte important, botezul adevărat este unic, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Efeseni capitolul 4 cu versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. După cum se poate vedea, este un singur botez și se face așa cum se spune în Matei capitolul 28 cu versetul 19, în numele Sfintei Treimi, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Un alt adevăr foarte important, botezul este simbolul îngropării omului vechi și aducerii la viață a omului nou, care se străduiește să trăiască o viață nouă după voia lui Dumnezeu, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Romani capitolul 6, versetele 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Stimați ascultători, ce am spus până aici nu sunt păreri personale, ci sunt lucruri pe care oricine le poate găsi în Biblie, mai exact în Noul Testament. Dar mulți oameni s-ar boteza, însă ceva sau cineva îi ține, îi împiedică să facă acest act. Să identificăm câteva din piedicile care pot să apară în calea acestor oameni pentru a-i opri de a înfăptui actul botezului. În primul rând, piedici personale, adică piedici pe care le tolerezi tu însuți, deși le-ai putea rezolva. O primă piedică, necunoașterea sau neînțelegerea lucrurilor. Filip, de exemplu, îl întreabă pe etiopian, înțelegi tu ce citești? Dacă nu înțelegi, atunci cere lumină de la Dumnezeu, pentru că El are întotdeauna oamenii Lui care te pot ajuta. În timpurile noastre, înainte de întrebarea pusă de Filip, ar trebui să li se pună
Și o altă întrebare, citești tu cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, sau știi ceva doar din auzite? Și uneori, chiar înainte de această întrebare, ar trebui întrebați oamenii. Te interesează în mod serios soarta ta veșnică? Unde vrei să mergi? În iad sau în rai? Sau zici, ce-o fi cu toată lumea, o fi și cu mine? Dumnezeu ne-a lăsat cartea lui Biblia. Să o citim ca să știm ce avem de făcut pentru ca să ajungem cu El în rai. O altă piedică personală în calea botezului o reprezintă părerea prea bună despre tine însuți. Tu consideri că ești foarte bine așa cum ești. Atunci când vrei să știi cum arăți, te uiți în oglindă. Din punct de vedere spiritual, trebuie să procedezi la fel. Oglinda lui Dumnezeu, oglinda ta, este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Privește în ea și citind-o îți vei da seama cum arăți și cum te vede Dumnezeu că ești în realitate. O altă piedică în calea botezului o reprezintă părerea că doar nu ești păgân, ci ești creștin și că ai fost botezat deja. Tot Biblia îți arată dacă ești cu adevărat creștin sau nu. Creștinii au făcut ce le-a cerut Domnul Iisus, inclusiv s-au botezat ca El. Un creștin adevărat s-a lăsat de beție, s-a lăsat de hoție, de patimrele, de înjurături și de alte și alte păcate. O altă piedică în calea botezului o reprezintă părerea că, fiind destul de inteligent și de cult, îți dai seama că botezul este un act simplu și fără semnificație. Fiind sus pe scara societății, ți se pare că botezul, ca și alte lucruri pe care ți le cere Dumnezeu, nu se încadrează cu funcția și poziția pe care o ocupi. Textul citat mai devreme ne spune că famenul etiopian în țara lui se găsea pe o treaptă foarte înaltă. Sinonimul pentru timpurile noastre ar putea să fie cel al ministrului de finanțe. Cu toate acestea, famenul etiopian nu s-a rușinat să împlinească porunca Domnului Iisus. Inițiativa împlinirii actului de botez a plecat de la el. El a cerut ca să fie botezat. O altă categorie de piedici o reprezintă piedicile puse de alții, de societate, de familie, de prieteni, de rude, de colegi. Te-ai pocăi și te-ai boteza, ai împlini ce spune Dumnezeu, dar te gândești că e bine să ții cont și de părerea celor apropiați care ți-au zis că lor o să le fie rușine de oameni din cauza ta, le faci de râs tot neamul. Unii dintre cei care s-au botezat au pățit asta. Familia, prietenii, rudele s-au revoltat pentru că au fost făcuți de râs. Curios e faptul că aceștia nu s-au revoltat atunci când, înainte de a se boteza, îi jurau pe ei și pe alții, se îmbătau, poate dormeau prin șanțuri și făceau și alte și alte necazuri familiei. Atunci nu-i făceau de râs? Pentru cei care se rușinează de Hristos. Domnul Iisus are un cuvânt în Marcu 8 cu versetul 38. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Alții când vor să se boteze sunt persecutați, amenințați de cei din familie sau de către alții. Și pentru aceștia, Domnul Iisus are un cuvânt. În Luca, în capitolul 9, cu versetul 23, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. El însuși, ca fiu de Dumnezeu, a purtat crucea. Dacă vei avea o astfel de cruce, tot Domnul tău te va ajuta să o duci. Multora, înainte de botez, diavolul caută să le insufle spaimă, frică de cei din jur pentru a-i opri. Domnul Iisus Hristos are un cuvânt și pentru cei persecutați. În Ioan capitolul 16 cu versetul 33.
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și în Matei 28:18 primim asigurarea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dacă l-ai ales pe El ca Domn al tău, El te va ocroti pentru că doar El poate să o facă. O a treia categorie de piedici. Piedici pe care le poți avea datorită împrejurărilor, situației sau locului în care te afli. Acestea pot fi numite piedici obiective pentru că nu depind de alegerea și de voința ta. Unele situații din viață te împiedică pentru un timp să te botezi. Pe drumul pustiu, etiopianul n-a avut cum să fie botezat de Filip pentru că nu era apă. Dumnezeu a avut grijă ca, mai târziu, ei să găsească și apă și botezul a avut loc. Dumnezeu nu-ți cere să faci lucruri pe care numai El le poate face. El îți cere să faci ceea ce depinde de tine și stă în puterea ta. Dacă ești într-o astfel de situație, realizează numai ceea ce poți. Ia decizia fermă înaintea lui Dumnezeu să te botezi cu prima ocazie care se va ivi și roagă-L pe El să rezolve problema ta. Fiindcă l-ai ales pe El ca stăpân, El se va îngriji de tine și de problemele tale. Vedem că textul Scripturii prezintă etiopianul care nu s-a gândit la eventualele piedici puse de alții sau la urmări și nici n-a încercat să-și pună singur piedici. N-a căutat motive să nu se boteze, ci dimpotrivă. El a zis, iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Pe El nu l-a împiedicat nimic. Pe tine ce sau cine te împiedică să împlinești voia lui Dumnezeu și porunca Domnului Iisus Hristos? Dați la o parte orice piedică, iar pentru cele pe care tu nu le poți da la o parte, roagă-L pe Dumnezeu ca El să le dea la o parte. Dumnezeu a făcut atât de multe pentru mine și pentru tine, încât a dat pe cine a avut mai scump, pe unicul lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pe o cruce, ca să mă scape și să te scape de la pieire, iar mie și ție ne cere atât de puțin. N-ai vrea să faci acel puțin pe care ți-l cere Dumnezeu? Nu te uita la piedicile pe care le ai sau pe care le vei putea avea. Pășește cu îndrăzneală în apa botezului. Când vei ieși din apă, vei vedea că toate piedicile au fost doar niște sperietori puse de diavol ca să te oprească să faci voia lui Dumnezeu, iar tu vei simți în inimă mulțumirea că ai împlinit ce ți-a cerut Dumnezeu. Trinitatea a fost prezentă la creațiune, în momentul zidirii lumii, și a fost prezentă și la botezul Domnului, în momentul rezidirii lumii. Dacă vrei să vezi cerul deschis, trebuie să te cobori în tine. Trebuie să recunoști pe Hristos ca singurul miel care iartă păcatele lumii și trebuie să te botezi în apă. Vei primi Duhul Sfânt ca să slujești, să treci de ispite. La botezul Domnului Iisus s-au deschis cerurile. S-a deschis Schengenul lui Dumnezeu. Ne vrea să intre și tu în spațiul lui Dumnezeu și va mai fi încă ceva ce se va petrece în interiorul tău, ceea ce s-a întâmplat cu etiopianul din textul citat. Și famenul își vedea de drum plin de bucurie. Asta îți doresc eu ție, stimate ascultător, Dumnezeu să-ți ajute. Amin.